Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, și facem un apel la ascultătorii noștri din diaspora. Fraților, în următoarele minute avem nevoie de voi. Sunați acum! De ani de zile, Vlad dea până povești din Republica Fantastică România, ceea ce ne face să credem că suntem lideri mondiali la șmecherii și învârteli. De asta vedeți ce l-a trecut prin cap nemților ca să trișeze la examenul pentru permis auto. S-au folosit de pandemie și se prezintă cu măști FFP2, alea în formă de botniță, în care ascund mini-camere foto. Așadar, prieteni care trăiți în societăți pe care noi le vedem ca neprihănite, sunați-ne acum 0372069599 sau cu mesaje la 0728111222 și povestiți-ne și nouă ce mici mecherii sau poate chiar acte de corupție în toată regula ați întâlnit pe acolo, că noi trăim cu impresia că numai la noi se poate întâmpla. Tu vrei să ne sunești și vrei exemple de acolo ca să-i facem de râs, că eu nu cred că ne întrec la șmecherii și la chestii genul ăsta. Să vedem și noi unde stăm. Uite, fii atent, să revenim la asta cu tinerii cursanți nemți ai școlilor de șoferie. Potrivit Bild, au fost semnalate multe cazuri în care aspiranții la permisul de conducere au folosit masca FFP2 pentru a ascunde o mini-cameră foto. În felul ăsta, candidații fotografiau testul primit la examen. Acesta era transmis unui complice aflat în exteriorul sălii de concurs, care oferea apoi candidatului soluțiile prin intermediul unui transmițător radio de dimensiunea unui buton, abia vizibil și plasat în ureche. Asta, cred că am brevetat-o noi la examenele de la Politehnică la începutul anilor 2000. Cu 20 de ani. Da, deci la capitolul ăsta, la transmisiune audio, i-am bătut de mult. E, potrivit statisticilor, numărul încercărilor de fraudare în timpul testelor pentru permisul de conducere a crescut în ultimii ani. Se estimează că fiecare al 500-lea testat a încercat să înșele sistemul. Numărul cazurilor neraportate, însă probabil foarte mare, se tem nemții. Cei care au fost prinși nu sunt urmăriți penal, fiindcă tentativa de înșelăciune este o contravenție, nu este o infracțiune. Cu toate astea, cei care trișează se confruntă cu o interdicție severă, nu mai au voie timp de 9 luni să dea examen. Asta este... Deci stai puțin, Luca. Da, vă rog. Deci tu ce vrei? Tu vrei să sune români care au dat și pagă în vest. Asta vrei, nu? Dom'le, care au văzut pe acolo ce șmecherii fac localnicii. Știi ce zic? 0372069599. Dacă ați văzut, sunați-ne sau mesaje WhatsApp 0728111222. Acum, bine, noi n-avem de unde să știm ce gen de cetățeni nemți încearcă să fraudeze examenul ăsta de permis auto. Că și nemții cred acum... că e vorba de măștile alea FFP2 de care zici tu, cred că or fi alea care au o supapă în față, așa, știi? Da, nu? Și pun cameră alea, în supapă. Exact. Da. Sunt niște mești care au un băt roșu. Da, sau ceva de genul ăsta. După cum știm, nemții găzduiesc și multe nații inventive. Eu adică... cred că e de noi, de români inventată, nu cred că e inventată de ei. Se poate să fie și așa. Cu supapă. Bă, da, eu chiar sunt curios, adică, domne, că știi, mereu am fost cu asta, domne, noi românii facem toate nenorocirile pământului și balcanici în general și îi învățăm la rele pe vestici. Dar uite că așa ceva nou pe aici nu ne-a trecut prin cap, adică la noi măcar dăm o șpagă corectă. Hai să vedem, uite, ne-a sunat Dragoș, să vedem ce experiență are el. Bună dimineața! Salut, Dragoș! Bună dimineața, băieți, din Anglia vă sun. Ia zine! Am foarte mare emoție prima oară când... În fiecare dimineață vă ascult când merg la muncă. În Anglia șpaga este peste tot. Nu cred. Sincer, am un prieten indian. Dacă v-a luat permis sau vreți să adăugați categorii pe permis, 200 de lire categoria. Cât? Păi... 200 de lire categoria. Adică, să vă spun sincer, o zi de muncă. Ah, ok. Ieftin. Dacă vă ia permisul, să discută altceva, va la permis de băutură sau de altceva, 1000, 1000 jumate. Depinde ce vă doare, ca să vă spun așa, pe românește. Dar intermediarul zici că e indian. Da. Da. Dar da. Mulți români fac treaba asta, vă spun sincer. Și sunt multe și multe. Deci, în România suntem, cum să vă spun eu, foarte mici prin ce se întâmplă în vest. Vă spun sincer. În sensul că sunt cazuri puține sau că suntem foarte ieftini la combinații de genul ăsta? Avem minte multă, cum se spune, dar
cazuri puține, exact cum ziceți dumneavoastră. Foarte puține cazuri. Dar în vest, cum a zis și de Germania și de Anglia... Am înțeles. Peste tot se fac. Peste tot se fac lucruri. Dar ca în Anglia n-am văzut, vă spun sincer. De aia au ieșit din Uniunea Europeană. Păi... Ce șmecherii. Își fac ei legile lor acum. Legile lor și le fac ei. Înțelege ce vă spun? Da, da, da. Mulțumim, mulțumim frumos. Bine, de telefon. Uite, ne-a scris Dan, acum, zice că... Acum, da, eu, da, aș spune așa, că evident că în orice țară există rețele de infracționalitate organizată. N-am nicio îndoială. Întrebarea este dacă... Dacă sunt mai bune ca ale noastre. E o chestie generală, așa cum spune ascultătorul nostru, că la noi ideea de a da șpagă unui polițist care te trage pe dreapta e încetățenit. Adică cred că foarte mulți o fac. Nu știu dacă îți poți permite să încerci același lucru în Marea Britanie, probabil, în Germania, în Finlanda. Uite, așa că e un indian undeva care are o rețea, care știe că dacă dai o șpagă... Păi stai ce... puțin că indianul ăla... Poate că există. La capătul rețelei trebuie să fie niște autorități, adică nu poate să rezolve... Da, e o rețea de infracționalitate, așa. Deci așa se cheamă, asta este. Exact, da. O rețea de infracționalitate. Sunt câțiva corupți, adică ca să manevrezi un permis, să mânărești un permis cu ajutorul unui indian, îți trebuie o rețea de câțiva oameni. Dar nu înseamnă că e neapărat un fenomen general. Da, uite, ne scrie Carmen din Italia și spune, aici în Italia sunt leneși, nu se complică cu așa chestii, cumpără permisul și gata, zice de obicei, da, în zona Napoli. Dan ne scrie, spune că în Austria, în anii 2000, a văzut cum la supermarket cântăreau căpșuni și apăsau tasta de cartofi. Mihai e cu noi. Și etichetau cu preț mai mic. Mihai, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Salut, băieți, și pe această cale vă salut și ascultătorii. Vreau să vă spun în felul următor. Eu am stat prin Anglia, ce spunea întâmplăvitorul meu, așa, și acolo e o întreagă mafia permiselor și a, și a creditelor. Dacă vreți, sunt intermediari care pur și simplu pentru un comision de 200 de lire îți pot face cont la o bancă, îți pot da și împrumut, tot ce vrei. În Germania, în schimb, lucrurile nu decurg așa. Eu sunt transportator, lucrez în Germania. Odată mi-aduc aminte că am încercat să mituiesc un polițist austriac, pentru că sărisem cântarul, aveam mai mult decât trebuia să fie pe mașină. Așa. Și amenda era de 35 de euro pentru că am sărit cântarul respectiv. Și am încercat să dau 20. Și am spus lui Ținaful, eu e de ajuns pentru tine, la care eu s-a întors și mi-a arătat cătușele și pistolul. Da, se Ținaful eu. Asta ca să nu mai... Bun și el, da, da, da. Păi asta este, asta e întrebarea, aici e discuția, știi? Dacă îți permiți sau cum simți. Eu o să fac un autodenunț acum. O să spun că am dat o șpagă odată unui polițist în Muntenegru. Singura șpagă pe care i-am dat unui polițist în viața mea, în Muntenegru. N-ai dat nicio șpagă în România, mă? Niciodată nimic. Nu ești patriot. La polițiști? Nu, dar mi-e și frică, serios. Nu, dar am mai povestit, am luat amenzi, asta e, am plătit. Am dat în anii 90. Dar ăsta, polițistul ăla muntenegrean, m-a oprit la 1 dimineața, nu mai descriu tot. Eram ok, nu știa de ce se lege. A vrut să mi-a explicat că trebuie să plătesc o amendă pentru că aveam farurile de ceață aprinse. Și aproape că s-a rugat de mine să îi dau șpagă, explicându-mi cât de greu o să-mi fie mie să plătesc amenda. Că eu am spus, ok, bine, dă-mi amendă, mă o să o plătesc. Mi-a descris un tablou îngrozitor cu birocrația muntenegreană și în cele din urmă i-a zis, bine, ok, dacă îți dau ție 20 de euro, plătești o amenda pentru mine? Da, sigur că da, a fost foarte încântat. Ăla a fost singurul moment în care eu am dat șpagă unui polițist, că ăla aproape că s-a rugat de mine. Dar în rest, oriunde m-a oprit poliția în Occident, în timp ce șofam, nici prin cap nu mi-a trecut. Adică n-am primit niciun semnal din partea agentului respectiv că ar fi interesat să iau o șpagă. E mai bine, că altfel cine știe pe unde erai acum. Valentin, bună dimineața! Salut, Vali! Bună dimineața! Eu vă spun o întâmplare de acum 3 săptămâni din Germania. Am avut așa o inspirație de moment. Mi-am parcat mașina frumos într-un loc unde era scris mare de tot parcare și am și fotografiat. Că asta e, zic, bă, să nu mă pierd pe unde am parcat. Când am revenit la locul respectiv unde am parcat mașina, ia ghici surpriză. Mașina poliției, mașina mea nu.
Am întrebat ce s-a întâmplat. Păi zice, mașina a fost ridicată și dusă într-o parc auto. De ce? Păi aveți un semn de sub semnul de parcare, zice, există un semn. Eu mă uit pe fotografia mea și n-am văzut niciun semn. Zic, ia uitați, am poza făcută. Bine, eu am trăit vreo 8 ani în Germania și știu să vorbesc. Și zice, nu se poate. Ba, se poate. Uitați. Zice, da, cred că a fost montat după ce ați parcat dumneavoastră. Ma, ce șmecherie. Deci nu crezi șmecheria asta o făceau Bulgaria cu 15 ani. Și zic, bun, și acum ce face? Păi zice, aveți două variante. Dar cred că polițiștii nu erau nativi germani. Adică, cred că mai erau între ei și turci și români, probabil, infiltrați. Și zic, bun, și ce facem acum? Zice, păi ori vă duceți la parcul auto și vă ridicați mașina, amenda este vreo 262-268 de euro, sau puteți achita pe loc la noi și rezolvăm problema. Păi zic, și cum rezolvăm? Cum rezolvăm problema? Nouă ne dați 100 de euro și noi dăm telefon la firma respectivă și vă ziceți și vă ridicați mașina. Mamă, în Germania asta? Sigur că erau polițiști adevărați. Vezi, mă, deci asta cu examenul de permis nu e o întâmplare. În Germania au luat-o razna lucrurile. Și uite, ne scrie și Dan din Belgia, care relatează că la Bruxelles este un garaj pentru inspecția auto anuală, deci ITP-ul lor, unde poți plăti fără a te duce cu mașina pe acolo și primești actele acasă, exact ca la noi. Ce tare! Hai, uite, în 3 minute, într-un minut, de fapt, să vorbim și cu Mihai. Bună dimineața, Mihai! Ah, l-am pierdut pe Mihai. Mai am timp să spun și eu o poveste, apropo de atitudine. E important și ce semnale primești. Eram cu mașina undeva în Germania, la un moment dat, în Dresda. Și, mă rog, aveam o rezervare la un hotel, cerusem să întrebasem dacă există și parcare, mi-au spus că da, am ajuns acolo și oamenii de la recepție mi-au explicat că le pare rău, dar parcarea lor este full și nu mai au loc, dar există o parcare publică la 300 de metri mai departe, 20 de euro pe zi, pot să las mașina acolo. Și am întrebat, ok, bun, mulțumesc, dar văd că în fața hotelului este plin de mașini, nu pot să o las aici în față? Nu, mi-au spus, aici parcarea este ilegală, se dă amendă. Cât? 10 euro, mi-a spus. Bine, zic, da, dacă amenda pentru parcare este 10 euro, de ce s-ar mai păca cineva în parcarea publică pentru 20 de euro? Nu au reușit să înțeleagă această întrebare. Deci, literalmente, i-am blocat cu această întrebare. Adică, oamenii nu puteau să-mi explice. Din moment ce e ilegal, nu parcheze acolo. Ăia care au parcat, ei nu sunt din oraș, ei nu știu. Da, da, amenda e jumătate din parcarea publică. Da, da, e ilegală parcarea, nu poți parca acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.